Vegetație uscată în parcul Tineretului. Inclusiv conifere care ard foarte repede. Oare ce așteaptă primăria? De ce nu îi defrișează, evacuează de aici? Așteaptă să ia foc tot cartierul? Vedem că au plantat copaci noi, fel de stejar, nu știu ce ăsta, arțar, tei văd că au plantat, dar nu prea au avut grijă să-i ude și săraci copaci să usucă. Deci a fost o investiție în zadar. Au dat o grămadă de bani pe puieți atât de mari. Nu mai spun că plopul ăsta stă să cadă peste oameni. Și pare putre de mult ușor, nu de anul ăsta. Nu e așa că trebuia evacuat de aici de mult? Sau așteaptă vreo victimă din asta minoră? Poate următoarea guvernare să fie mai responsabilă. Actuala, vedem că nu prea e afectată.